Dragii mei, trebuie să mărturisesc de la început că vin cu un fel de frică în suflet când mă apropii de momentul acesta, sau mai degrabă când, când încep să mă pregătesc, dar în momentul când văd ce se pregătește pentru noi în Cuvântul lui Dumnezeu, mi se eliberează sufletul, vin cu deosebită bucurie înaintea adunării noastre, înaintea tuturor celor ce vor urmări Cuvântul acesta. Oriunde în lume, vin cu deplină bucurie pentru că știu ce a făcut acest cuvânt în sufletul meu, știu în cine am crezut, spune Pavel, și când știu în cine am crezut și îl vestesc pe acela care, pe care știu în cine am crezut, am un alt curaj o altă îndrăzneală și de aceea vin înaintea voastră în încrederea că acest cuvânt va trezi conștiința noastră în același fel în care am trăit eu această experiență în pregătirea acestui cuvânt. Tema de astăzi se găsește sub titlul Când Domnul se uită țintă. Știam că ni s-a spus, nu o să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, dar mi-am dat seama cercet în Scriptura că nu numai noi suntem aceia care ne uităm țintă, la căpetenia noastră, ci și căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică Isus, se uită țintă la noi. Și întrebarea care se ridică, ce înseamnă faptul că El se uită țintă la noi? Și doi, cum ar trebui să răspundem noi faptului că El se uită țintă la noi? Mergem în Luca la capitolul 22, versetul 61. Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese: Domnul, înainte ca să cânte cocoșul, trebuie lepăda de mine de trei ore. Domnul s-a întors să se uite ceea ce ne spune nouă că el nu a stat să-l privească pe Petru ca nu cumva Petru să zică sau să facă ceea ce Isus știa că va face. Și i-a i -a și spus, i-a descoperit acest lucru lui. S-a întors, înseamnă că Dumnezeu i-a dat libertate, așa cum ne dă nouă, și pare uneori că se uită în altă parte. <coughs> Iertați-mă, pare că se uită în altă parte, și nu numai că pare a se uita în altă parte, dar cumva peste noi se așează un fel de, de uitare, de amnezie, de, de, nu, nu mai suntem conștienți de prezența lui. Fără îndoială, dacă vom întreba pe Domnul și dacă vom întreba pe Petru cu privire la conștiința lui de prezența lui Isus, că Isus era acolo, lângă el, era foarte aproape. De asta a cerut să fie foarte aproape, cât mai aproape de locul în care l-a judecat Isus. Dacă îl vom întreba pe Petru, bine când te-ai jurat că nu-l cunoști, te-ai gândit că e prezent acolo și că este chiar lângă tine, astăzi sigur că avem trebuință de credință pentru a putea recunoaște prezența lui Dumnezeu, dar atunci nici măcar nu era nevoie de credință. Iisus era acolo. Era. Dar în momentul în care înclinăm să păcătuim, în clipa aceea, mintea ne este luată într-un fel și pierdem simțământul prezenței lui Dumnezeu. Așa se face că, după ce s-au petrecut toate acestea și Petru s-a jurat de trei ori că nu-l cunoaște pe Domnul și toate celelalte lucruri, atunci Isus s-a întors la El. După ce știi că ai făcut ceva rău, uitați-vă la o pisică sau la un câine, nu mai discutăm de oameni. Uitați-vă la aceste animale de casă, de companie, de curte, care în momentul când au făcut ceva rău, vezi că imediat se ascunde, pentru că știe, e conștient că a făcut ceva rău și se așteaptă la dezaprobarea ta. Eu aveam un câine care fusese dresat înainte și când îi spuneam rușine, pentru ceea ce făcea, punea dinții pe pulpa oamenilor care intrau, se ascundea în tufi și ieșea ca o umbră, atingea cu dinții pulpa și, după aceea, se uita și oamenii țipau sau era, după aceea se uita să vadă dacă a fost frumos, dacă suntem mulțumiți de ce a făcut el, însă știa că este rău. Am întors privirea spre el și imediat se trântea pe spate și încrucișa labele chiar avem o fotografie cu el, încrucișa labele așa în sens că și acopere fața de rușine, dar odată M-am uitat când țineai labele așa încrucișate, și el pe sub labele astea se uita dacă mai vine cineva. Pe stradă se uita în dreapta, se uita în stânga. Petru știa și s-a a, a, -a trezit când a sunat, când a cântat cocoșul, s-a trezit imediat și și-a dat seama că a comis acest mare rău în care a refuzat să creadă, nu care nu i-a fost descoperit. Mulți oameni se vaită că, vai, dacă aș fi știut, el a știut. Uite, uite, ce faci când știi totuși, dar vrei să faci un lucru și anume, atitudinea aceasta vine din încrederea unui om în euul lui, în cine este el. Lucru pe care nu-l spunem cu vorbe niciodată, dar de fapt comunicăm un mesaj lui Dumnezeu și îi spunem eu știu mai bine decât tine. Nu este așa ce zici tu, este ce spun eu. De nu e adevărat lucrul acesta Eu sunt cel care Mă cunosc pe mine, știu cine sunt Eu sunt gata să merg cu tine În temniță și la moarte Acesta e un act Nu numai un act de necredință Ci este un act de revoltă Este un act de a te ridica Mai presus de ceea ce a Descoperit Dumnezeu Încrezându-te în eul tău, în mintea ta În gândirea ta acesta devine un lucru tot mai acut în lumea în care trăim noi. Dar Isus s-a întors. Dumnezeu nu este nepăsător atunci când noi cădem, și dacă un om, Pavel, a spus eu: Nu, nu poate nu să cadă cineva și să nu ard pur și simplu noi când auzim vești de un fel sau altul despre căderile unor oameni ai lucrării lui Dumnezeu ar trebui să nu ne uităm în primul rând la fără de legile cumplite, chiar acum este un caz groaznic în Florida, al unui pastor, ce fel de viață a trăit, este arestat, este închis la ora actuală. Dar atenție, frați iubiți, în momentul când auzim o astfel de nenorocire, nu este cazul să spun, vai ce păcat groaznic a făcut omul ăsta, imediat pe tine însuți cercetează-te, întreabă-te. Ce simte inima ta când ai auzit așa ceva? O să poate că îl și cunoști pe omul respectiv. Atunci, iubiții mei, ce, cine cade și o să nu ard? Să aducem inima noastră, în primul rând, Doamne, este indiferentă să chiar se bucură de rău inima mea. Să venim cu lucrul acesta înaintea lui Dumnezeu, pentru că în ochiul nostru e o bârnă mai mare decât paiul din ochiul acestui om. Omul acesta, Petru, a gândit că Dumnezeu -a întors, Domnul i-a întors spatele lui, dar nu s-a întâmplat deloc așa. Domnul nu întoarce spatele celui ce cade ci merge după el, coboară în vale, a urcat cu ea pe umeri, cu bucurie pe umeri, a adus-o la cele 99, lăsate pe izlazi și așa mai departe. Domnul nu abandonează pe cel ce cade așa cum se întâmplă în războaie sau cum se întâmplă în biserici. Când cade cineva, este rănit de un păcat sau altul, este executat și este aruncat afară și mi-a spus cineva n-a mai fost sunat de 5 ani de nimeni din adunarea aceasta până a avut cineva nevoie de servicii. mele atunci am a sunat și dar, dar din motivul acesta. Isus nu face lucrul acesta. Petru a făcut exact ce i s-a spus a făcut împotriva la cei s-a spus cu bună știință, s-a împotrivit uh, descoperirii Domnului Isus Hristos în loc să se supună și să spună așa cum a spus după aceea când s-a pocăit s-a întors la Dumnezeu și a zis, Doamne, Tu toate le știi, uh, s-a ridicat, s-a revoltat împotriva cuvântului lui Dumnezeu și acum este față în față cu adevărul și a dat seama că așa a fost în clipa când a cântat Cocoșul. Acum sunt două lucruri mari care care creează tensiunea aceasta sfântă, se va întoarce Domnul către El, se va întoarce El către Domnul. Scriptura spune că Domnul s-a întors către el și după ce s-a întors Domnul către el și s-a uitat țintă la el, cum s fi uitat la el? Așa cum ne uităm noi la un copil care a făcut o greșeală sau a spart o vază sau a făcut ceva, dacă ne-ar fotografia cineva la anumite momente din viață, cred că și noi am fugit de poza noastră, ne aduce noaptea în pădure, dacă am vedea poza. Acum arătăm noi în furie, în, în ură, în invidie, de aceasta groaznică, în ceea ce schimonosește sufletul teribil, dacă ne-am vedea imaginea, dacă ne-am vedea poza noastră. Cum răspundem noi unei astfel de situații? Petru s-a așteptat la așa ceva, poate, dar nu departe. Chipul lui Isus era la fel de senin, la fel de iubitor ca întotdeauna. Nu disprețuitor, aha, ai ajuns unde ți-am spus eu, ță încăpățânatul, bine ți-a făcut să te... Nu, nu a spus așa ceva. Nu e de Dumnezeu așa ceva. Și nici de omul lui Dumnezeu nu este așa ceva. Niciodată omul lui Dumnezeu nu va spune, oh, ți-am spus, uite, vezi că... Nu. Din potrivă, Iisus a luat asupra lui păcatului, Petru asta a înțeles, Petru din privirea aceea, Isus a luat asupra lui Tată, eu sunt vinovat pentru ceea ce este aici. Iau vina aceasta asupra mea, conform pe Isaia 53. Și când s-a uitat țintă la Isus, i-a comunicat acest lucru. La, la Petru s-a uitat, țintă la el, i-a comunicat acest lucru. Te iubesc cu o iubire veșnică. Aceasta înseamnă din totdeauna pentru totdeauna, înseamnă neschimbare. Nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Aceast, acesta a fost mesajul pe care l-a comunicat, mesajul bunătății de neimaginată a lui Dumnezeu. Și ce a produs bunătatea lui Dumnezeu? Pocăința lui Petru. Noi ne vine greu să credem că bunătatea va câștiga în final războiul și că bunătatea îndeamnă la pocăință. Avem alte intenții, alte mijloace, alte porniri, avem noi, însă dacă erau acestea bune vreodată cum au gândit și părinții noștri, cum am gândit și noi ca părinți și cum uh, mulți alții vor gândi conducători de biserici sau așa mai departe, dacă metoda aceasta a răutății, a sprimii, a răului, într-un fel, a, a pedepsei acesteia fără milă, fără dragoste, care nu este un tratament pentru suflet, ci este pur și simplu o vărsare a indignării, a urii noastre împotriva celui căzut. Dacă ar fi fost bune, ar fi mers sus pe căile acestea. Niciodată. Dumnezeu a mers întotdeauna pe calea bunătății și aceasta va merge până la sfârșit și pentru totdeauna. Pentru că nu există o altă cale. Orice altceva este un uriaș fals. Dovadă că Petru a fost agățat, a fost ancorat de privirea lui Isus. Acum, iubiții mei, Îți trebuie să mărturisim că faptul acesta ne spune nouă că Dumnezeu respectă alegerea și drumul nostru, deși vorbește cu noi și ne previne. Niciodată Isus nu încearcă să fie conștiință pentru Petru. Nu. El supune conștiinței lui adevărul, așa cum era înaintea lui Dumnezeu, după care lasă conștiința se retrage într-un fel, de aceea a fost nevoie să întoarcă spre el, se, se retrage și lasă pe un om să delibereze, să hotărască în lumina cuvântului care a fost descoperit. Și hotărârea noastră ține nu de ceea ce ni s-a spus. Te vei lepăda de trei ori de mine. Așa apare, ori nu vine să cred că am să fac eu așa ceva, dar îți vine să crezi pe cel care a spus așa ceva. Aici este problema. Nu ți-am cerut să crezi ce ți-am spus, ți-am cerut să crezi în cel ce a spus cuvintele acestea. Având în vedere că sufletul lor ca nostru a fost continuu zbuciumat de puterea lui Dumnezeu, de ceea ce înseamnă Domnul pentru noi, de inima lui Dumnezeu față de noi, de răspunsul pe care îl dă el umblării noastre, faptul că am avut continu acest fel de, 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 de furtună în suflet a făcut să stăm în picioare uneori și să cădem alteori. Petru a căzut. El, el a căzut nu la credința în cuvintele care i s-au spus, nici nu le-a luat în considerare, ci a căzut la credința în Isus. Deși mărturisise că Eu te iubesc mai mult decât toți ceilalți, a spus el și nu putea să creadă că El este capabil de așa ceva. Așa este, eu nu pot să cred că sunt capabil de așa ceva, dar dacă bunul Dumnezeu îmi descopere acest lucru, trebuie să abandonez ce cred eu despre mine și să mă supun descoperirii lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă credință. Între noi circulă un fel de fabulă cu privire la cei care se rebotează. Și spunem așa că trebuie să te reboteze acum că ai văzut dacă te dacă divorțezi, să te duci și te recăsătorești cu aceeași persoană, deci vii la primărie și refaci actele, faci actele și așa că te botezi din nou. Nu putea fi ceva mai neadevărat decât o astfel de închipuire. Ea e bazată tot pe imaginea pe care avem noi despre Dumnezeu, că dacă eu m-am despărțit de El și El s-a despărțit de mine, nu, nu este adevărat deloc lucrul acesta. Așa că parabola aceasta ca și parabola judecătorului, avocatului, procurorului, cu diavol, cu tribunal, cu legi, cu judecăți, nu poate fi ceva mai josnic la adresa lui Dumnezeu decât să fie comparat cu așa ceva. Aici vom merge noi și vom învăța că, de fapt, Dumnezeu nu se desparte de noi atunci când noi ne despărțim de El. Dumnezeu nu încetează să creadă noi atunci când noi încetăm să credem în El. El nu este necredincios pentru că noi suntem necredincioși și El rămâne credincios așa cum o să învățăm noi mai departe. Dar avem aici, în Isaia, la capitolul 50, versetul 1, o întrebare sfredelitoare a lui Dumnezeu, în perspectiva faptului că Israel considera că a divorțat de Dumnezeu, s-a despărțit de Dumnezeu, s-a rupt legătura aceasta de tată și familie și cum era acolo, datorită idolatriei lor. Dar Dumnezeu are o întrebare foarte tulburătoare, care nu e numai pentru Israel din Bechime, ci e pentru sufletul acela care crede că. A comis așa blestemății teribile încât niciodată Dumnezeu nu-l va mai recunoaște. S-a despărțit de el de, de definitiv și l-a lepădat, cum zicem noi, cuvântul acesta pe care îl folosim. Este departe de adevăr, departe de Dumnezeu așa ceva. Iată întrebarea lui tulburătoare din versetul 1. Unde este cartea de despărțire? Prin care am izgonit pe mama voastră, pe Izra. Vreau să-mi arate când am dat eu această carte de despărțire. Văzut că trimite, când e vorba de un divorț, uh, unul dintre soții uh, aplică pentru divorț sau cere divorțul și uh, hârtiile sunt date celuilalt să le semneze. Și Dumnezeu întreabă. Mama voastră spune că uh, familia noastră, Dumnezeu, și poporul lui a fost uh, desfințată, da? Ea spune că ne-am despărțit. Bine, suntem despărțiți într-adevăr, dacă ne-am despărțit, nu putem să spunem lucrul acesta. Că ea s-a despărțit, da, dar că eu m-aș fi despărțit de ea niciodată, de Israel. Nu, eu rămân credincios legământului meu pentru totdeauna, până când moartea ne va despărți, nu? Așa am învățat. Întrebarea, unde este cartea de despărțire prin care am izgonit pe mama voastră. poate să arate cartea carte, aceasta sau documentul acesta, sau ea nu avea așa ceva. Găsim în, în cartea profetului Ieremia, la rândul lui, o întrebare în care spune că i-am dat cartea ei de despărțire, nu cartea mea de despărțire către ea, unul dintre soții care inițiază uh, divorțul. Și aici, în cazul acesta, Dumnezeu întreabă și spune. Eu nu am dat niciodată o astfel de carte de despărțire. Ea nu are așa ceva de la mine. Adică, ea m-a părăsit pe mine, Israel sau Biserica sau persoana aceasta, dar eu n-am părăsit niciodată pe Israel sau Biserica sau persoana aceasta. Eu rămân credincios. Ați observat, iubiții mei, că Isus nu încearcă să devină conștiință pentru Petru. Și la fel, Dumnezeu nu forțează pe cineva să îi rămână credincios. Nu se întâmplă lucrul acesta. Dacă s-ar exercita vreo formă de forță, ea ar naște în sufletul omului un fel de trădare față de propria lui conștiință. Până la urmă s-ar lăsa forțat să facă un lucru, dar în cugetul lui el ar avea o altă poziție și ar fi pur și simplu și-ar trăda conștiința. Nu, Dumnezeu lasă să vadă adevărul, uneori cu preț așa de scump. Cum foarte dureros spunea C.S. Lewis, experiența este cel mai brutal învățător dintre toți. Susur blând al lui Dumnezeu, cuvântul lui e cel mai dulce și mai bun și pe, e armonie cu sufletul. Susurul blând. Experiența este o trezire dintr-un... Dintr Coșmar sau dintr-un vis ca acesta la o realitate, așa cum spune Biblia, n-ați crede dacă v-ar spune cineva lucrul acesta. Acum, ce se cere de la noi în postura aceasta în care Dumnezeu rămâne credincios, iar noi avem tendința aceasta continuu și continuu de a pleca de la El, de a ne despărți de El, fără să avem această carte de despărțire a Lui către noi? Care este problema noastră? Noi nu vom putea fi noi înșine, tu, eu, nu poți fi tu însuți până când nu te lepezi de sine. Adică noi suntem într-un fel duhovnicesc căsătoriți cu omul cel vechi din noi, cu purtările noastre de altă dată. Aceasta este. Și nu ai cum să te căsătorești dacă ești căsătorit. Biblia spune până când nu vă veți lepăda, sau până când nu veți da morții firea pământească, nu aveți dreptul căsătoriei cu Hristos, adică al legământului acestuia la care a făcut el referire acum. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne lumineze mintea să înțelegem lucrul acesta. Și nu poți fi tu însuți cu adevărat decât atunci când te-ai lepădat de euul acesta firesc, pământesc sau drăcesc cu care am venit în lume pe care l-am moștenit de la părinți prin educație prin societate prin toate mijloacele acestea. Dacă voiește cineva să vină după mine, trebuie să se lepede de sine și atunci, în ființa noastră, se va produce acea naștere din nou. Nașterea din nou a fost învățată numai 50%, numai jumătate. În vieții, dar a fost partea cealaltă învățată, care, consti, care, constă în lepădarea vieții celei vechi. Lepădați felul vostru de a fi omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ de și toate celelalte lucruri. Acest lucru, umblarea noastră rea sau foarte rea sau deosebit de rea, sau cum a spus Biblia, afară din cale de păcătos, păcatul afară din cale de păcătos, toate acestea nu schimbă cu nimic poziția lui Dumnezeu față de noi. El rămâne credincios legământului pe care l-a încheiat cu noi. Și ne spune în 2 Timotei 2 cu 13, dacă îi suntem necredincioși, E clar ce înseamnă lucrul ăsta. Totuși, el rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Când el a spus, eu sunt același, ieri, azi și în veci, nu poate să fie astăzi unul și mâine altul, Ace acesta nu este Domnul. Chiar dacă noi, noi suntem credincioși, ei ne suntem necredincioși lui, și vorbea în sens spiritual de umblările lui Israel de, de sfâriul acesta spiritual în care un om nu recunoaște valoarea, valorile pe care le promovează Dumnezeu și le descopere Dumnezeu și atunci el se face vinovat. Și ce are de a face dacă unii n-au crezut în treabă roman 3 cu 3? Ce are de a face lucrul ăsta? Nu mai cred în Dumnezeu, nu-i nimic. Dumnezeu continuă să creadă în tine să urmărim acest verset. Ce are de-a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nu, no, niciodată. El rămâne credincios. Petru s-a lepădat de Isus, dar Isus nu s-a lepădat niciodată de Petru. Acest lucru l-a descoperit el cu acea surpriză totală în momentul când Isus s-a întors și când l-a privit țintă. Acest lucru a descoperit Petru că, într-adevăr, el i-a fost necredincios Domnului, dar Domnul i-a rămas credincios lui acest lucru ne duce pe noi să înțelegem că Dumnezeu a spus adevărul când în epistola către evrei, capitolul 13, versetul 5 citind din Vechiul Testament nici de cum n-am să te las cum adică nici de cum, păi indiferent ce s-ar întâmpla adică sunt după ce Duhul cel rău duce pe un om într-o situație de neimaginat pe care n-ar crede-o dacă ar spune cineva și ar zice ce e robul tău, câinele să facă așa ceva, n-ar crede -o. după ce îl duce acolo când un om își dă seama că într-adevăr a căzut și a căzut greu și rău de tot și ar avea cumva dorința să se întoarcă la Dumnezeu deodată, cum zice eu, am auzit o șoaptă care zicea, fii omul fără bine, aude o șoaptă omul ăsta a căzut, n-are rost să te mai întorci, ești pentru totdeauna, te-a lepădat Dumnezeu, te-a întors spatele. Nimic mai neadevărat decât lucrul acesta. Biblia spune, nici de cum n-am să te las. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, indiferent ce se întâmplă, eu îți rămân credincios până la cea din urmă suflare. Acesta este Domnul Dumnezeul nostru, nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Ce bine ar fi dacă am ține minte și am crede acest cuvânt. Dar unor credem, nu mai avem puterea de a crede așa cum, cum Petru nu a crezut ce a spus Isus, a spus nu. Asta, asta e dincolo de orice. Eu nu pot să cred că eu sunt omul acesta. Bine, asta nu pot să crezi ceva acesta. Dar pe cineva care spune aceste cuvinte, când tu știi cine este, tu ai văzut, ai cunoscut pe Domnul și odată ce El spune lucrul acesta, nu e vorba de a crede ce spune, ci de a crede pe El și de a crede în El. Aici este uh, 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 cheia puterii noastre. Căci așa a afirmat Dumnezeu în Hagai 2 cu 5: Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți. Eu rămân credincios legământului pe care l-am. Făcut cu voi. Suntem între în, în această continuă tensiune și luptă între cele două firea pământească, luptând împotriva Duhului, Duhul luptând împotriva firii pământești. Suntem prinși sub acest foc încrucișat. Și când umblăm că auziți de firea pământească, mergem la o anume destinație. Și când umblăm că auziți de Duhul, mergem la o altă destinație. Dar vine un moment în care. Sufletul este pur și simplu copleșit și de luptă, și de mărirea răului, și de neputința sau nevoința de a-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt, și atunci avem tendința să dăm înapoi. Mă, mă întorc în lumea din care am venit. Lumea aceea nu mai există. Pe vremea aceea tu erai fără Dumnezeu, fără nădejde, fără cetățenie în Israel. Lumea aceea nu mai există. Tu dacă te întorci înapoi, tu nu mai ești cel care ai fost înainte de a veni. Adică un om născut nu mai poate să fie nenăscut. Nu are cum să dai înapoi așa ceva. S-a petrecut lucrul acesta. Aceste cuvinte le-am spus eu în altului ofițer care venise de la, cu mare autoritate pe lângă șeful statului și am avut o convorbire de două ore asupra acestui lucru. Am spus că un om născut din nou este un sens unic în viață. Ce se întâmplă cu viața și ființa noastră? Depinde de ce suntem călăuziți. Deci, când, când suntem confruntați cu adevărul acesta, dacă suntem călăuziți de Duhul sau dacă suntem călăuziți de firea pământească. Petru s-a lăsat călăuzit de firea pământească și noi facem același lucru în multe împrejurări și spre deosebire de Petru și mai rău aș spune este că știm acest lucru. Ce se întâmplă în viața, de ce este important sub călăuzirea cărui duh suntem noi? Păi un duh necurat te face o ființă necurată. Un duh rău te face o ființă rea. Un duh bârfitor te face o ființă bârfitoare. Acest lucru, duh, surd și mut, Focuse din omul acela un om mut și surd, surd, surd mut. Acestea au fost cuvintele lui Iisus. Duhul Sfânt te face Sfânt. Așa că, după cum ne vom lăsa călăuziți de un duh sau altul, vom ajunge, nu avem cum să ajungem la aceeași destinație. Ci apelează la noi cuvântul lui Dumnezeu să nu dăm înapoi cu niciun chip, bazat nu pe faptul că n-am făcut nimic rău sau că n-am făcut chiar așa de rău sau n-am făcut atât de rău ca vecinul meu să fie făcut atâtea rele sau Nu acesta e argumentul. Ci argumentul este că Dumnezeu rămâne credincios legământului lui, chiar dacă noi suntem necredincioși lui. În Evrei, capitolul 10, versetele 35 la 39 să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit toată voia lui Dumnezeu, să căpătați ce v-a fost făgăduit. Încă puțin, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni. Acesta este cuvântul dat de Dumnezeu mai presus de existența cerului și a pământului. Și cel neprihănit va trăi prin credința lui în Domnul. Cel ce se încrede în el ia cuvintele lui ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce mărturisește a nu avea încredere în, cuvint, în cuvântul lui Dumnezeu, de fapt, nu are încredere în cel care a dat cuvântul. Cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă de înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Ce roare este aceasta a da înapoi? Unde înapoi? Unde am fost mai înainte? Nu, nu se poate întâmpla așa ceva. Adică a da a avea, a te întoarce să ai aceeași vorbire care aveai înainte de a veni aici, aceleași purtări, aceleași gânduri aceleași pofte, dorinți, toate se frământă înăuntru nostru. Asta înseamnă a da înapoi, a te întoarce înapoi de unde fost. Petru are o formă grafică groaznică asupra acestui lucru. Spune că câinele s-a întors la a vărsat scroafă, s-a întors la mocirlă. Este, este, este un lucru groaznic, spune Scriptura, această întoarcere. Marea înșelăciune este că un om nu se poate întoarce la starea lui din tâi. Și este o stare de șapte ori mai rea. Este mult mai grav, este mult mai rău. Sunt niște lucruri de-a dreptul matematice care, care susțin acest mare adevăr datorită faptului că între timp lumina pe care am primit-o de la Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt în sufletul nostru au făcut din noi o ființă diferită de aceea care făcea aceste lucruri pe vremi. Dacă ne întoarcem înapoi, nu ne mai întoarcem omul la care am fost noi fără Dumnezeu, ci ne întoarcem unul care a cunoscut Lumina. Nu, nu încerc să explic așa ceva, pentru că cred că acest lucru nu poate fi decât admis sau recunoscut în conștiința noastră. Omul nu se mai poate întoarce înapoi, practic, unde a fost, ci va merge mult mai jos dacă dă înapoi. Sufletul meu nu găsește plăcere în El. Și acum mărturisirea noastră de credință, versetul 39 din capitolul 10. Noi însă. Nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Deci care este opusul lui a da înapoi? Noi am zis a da înainte, nu. Opusul lui a da înapoi este a avea credință, ceea ce înseamnă că a da înapoi înseamnă a înceta să mai crezi cuvântul așa cum l-a dat bunul Dumnezeu. Atunci când Isus privește, în primul rând când Isus se întoarce către tine și îți spune tot timpul a fost prezent aici, chiar dacă a stat cu spatele, asta nu înseamnă că nu am trăit tot ce s-a întâmplat aici. Când Isus se întoarce și când privește ținta asupra Sufletului nostru, face lucrul acesta cu dorința sfântă a lui Dumnezeu și pe care el a mărturisit-o. N-am pierdut pe niciunul din care mi-a dat Tatăl meu. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, și te rugăm să ne ajut să fim și noi în numărul acestora care, din care Tu n-ai pierdut pe niciunul. Doamne, vedem în noi această frământare și luptă, vedem în noi tendința de a ne întoarce înapoi și vedem în noi această rezistență în fața prezenței tale, a credinței în tine, Constatăm că e adevărat prin experiențe atât de amare și brutale uneori, dar nu dorim să mergem pe drumul acesta. Noi nu vrem să fim dintre cei care se întorc înapoi, ci dintre aceia care rămân credincioși legământului încheiat cu tine, așa cum tu rămâi credincios legământului tău, așa cum ai și dovedit prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.